În urmă cu 60-70 de ani, doar primarul, șeful de post, preotul și ceferistul aveau ceas de buzunar, eventual ceas de argint cu lanț. Era o mare fală să fii ceferist și de multe ori meseria asta se transmitea din tată în fiu. Era o vreme când puteai să-ți potrivești ceasul după cum ajungeau sau plecau trenurile din gară. Azi, greu poți să mai faci lucrul ăsta. În sfârșit, o să cunoaștem niște ceferiști. Să vedem ce fac oamenii ăștia. După ce oră doriți? 15-16. Gata? 5. La ora 11. Ora 11, linia 9. Bună ziua, doamna Mihaela Vasile. Când se bagă cineva în față, îi ziceți ceva? O întrebați de ce v-ați, sau îl întrebați de ce v-ați băgat în față? Nu-l mai întrebă. Nu-l mai întrebă. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum se cheamă meseria de astăzi? E adevărat că se cheamă informatoare? Informator călători. Are o rezonanță destul de neplăcută pentru unii ideea de informator. Da. Dacă nu completăm călător, deja intrăm în altă sferă. Corect. Se face o școală specială pentru treaba asta? Da. Ce învățați la școala asta? Păi am făcut școala de conductor tren. Ah! Da. Păi e o școală complicată. Nu foarte complicată. Spuneți-mi, vă rog, cât știți pe de rost din toată povestea? Aproximativ tot. Foarte tare asta. Sunteți nervoasă când cineva insistă? Dacă eu insist acum la tot soiul de lucruri, vă enervați? Păi n-ar trebui să mă enervez. Că dacă eu mă enervez, vă enervați și dumneavoastră. Da, dar știți cum e clientul, stăpânul nostru, eu ar trebui... Păi tocmai, deci trebuie să zâmbim. Deci trebuie să avem un comportament decent și să ne înrămăm cu multă răbdare. Pentru că am văzut oameni în vârstă, oameni din locuri de unde se călătorește greu cu trenul și care nu sunt obișnuiți cu treaba asta și insistă. Și am văzut multe doamne informatori de la locurile astea, de la birourile de informații, care uneori ridică tonul. Ridicați tonul? Deocamdată nu. Și nici n-am ridicat, pentru că dacă aș ridica tonul, automat aș avea reclamații. Foarte pentru corect. Că în momentul în care călătorul frumos se enervează, se duce și depune o petiție și de atunci e ceva mai... Asta să mai întreb. Ce program de lucru aveți? Cât stați aici? Aici o oră. Aha. Deci lucrăm prin rotație cât o oră. Anunț trenul în spate, deci o să mă auziți și prin spate la megafon. Corect. O oră aici și tot așa, facem prin rotație. Dar programul nostru este 12 ore. Mai spuneți-mi un lucru foarte cinstit, lăsând slujba dumneavoastră la o parte. Cum e să lucrezi direct cu oamenii care sunt așa de diferiți? Greu. Pentru că fiecare om are un alt comportament și trebuie să ne adaptăm în funcție de fiecare. Ce corect. Mulțumesc foarte frumos, aveți spor. Mulțumesc la fel. Salut. Pentru Caracas. 10:40, Interregio, linia 6. Oprește la Radomireș de ori? Nu oprește la Radomireș, cu oprire la Radomireș 12 și 15 minute. Româna. Bună ziua. Adică să rămână din nou. Bună ziua din nou. Pot să vă rog să dați un anunț? Sigur că da. Să vă dau un tren care se va gara. Stimați călători, trenul Interregio 1691 cu plecare la ora 10:40 în direcția Videle, Roșiori, Craiova, Drobeta, Turnul Severin, Caransebeș, Lugoș, Timișoara se va gara și va pleca de la linia 6 cu o întârziere de aproximativ 5 minute. Ne cerem scuze și vă mulțumim pentru înțelegere. Eu tot insist, chiar nu vă enervați? Nu. Nici aici? Păi aici n-am cum să mă enervez. Că aici nu mai au contact cu publicul călător. Deci aici chiar nu am de ce să mă enervez. Pe bune, dacă vin și vă aduc un buchet de flori. Așa. Și vă rog să mă lăsați să spun o poezie la microfonul gării, mă lăsați? Pe dumneavoastră, da. Chiar mă lăsați, serios? Pe dumneavoastră, da. Dar nu, nu.
Deci ceilalți nu au voie la noi. Haideți să zicem un scenariu posibil și absolut uman. Vine la dumneavoastră un îndrăgostit și vă roagă frumos să-l lăsați să-și ceară prietena de soție la microfonul gării. Să spună, Mariana, te iubesc, vrei să fii soția mea? Îl lăsați? Eu personal nu. Trebuie să ceară acordul stației ca să poată intra la noi. Credeți că i-ar da cineva aprobarea să-și ceară prietena de soție la microfonul gării? Asta e foarte frumos. Pentru așa ceva, da. Au mai fost, sunt mirese care vin și-și fac poze. Deci sâmbătă seara când au nuntă sau duminică seara vin și își fac poze la noi, aici la stație, doar fac poza, așa, sau la trenuri, când garează un tren, pe scara trenului. Foarte frumos. Atâta vă mai spun. Ar trebui să fiți vocea de la promourile noastre cu povestea asta, cu documentarele cu gări. Să rămână, mulțumesc frumos. Cu plăcere, la revedere. Nea Gică Fluieran e un personaj. E unul dintre cei doi oameni din România care încă mai au brevet să conducă locomotiva cu aburi. Deși e trecut de 60 de ani, a ieșit la pensie de ceva vreme și face naveta de la Roșiori de Vede la București să fie șef de locomotivă ori de câte ori e nevoie de el. Când era mic, Gică Fluieran ar fi vrut să se facă aviator. I-au plăcut teribil motoarele. Dar nu prea s-a omorât cu cartea, vorba lui. Dom'le, am băut cerneala. Noi l-am găsit în remiza CFR de la Mogoșoaia, în cabina locomotivei cu aburi Orient. Suntem pe locomotiva 230516, o locomotivă de fabricație românească la uzinele Reșița. 1926 e construită. În uzinele Reșița, locomotiva e destinată remorcării trenului de călători. Deci e locomotiva de viteză, circulă cu iuțeala maximă 200 de km la oră. Nu era noțiunea de viteză în 1926, se folosea cuvântul iuțeală. Și multora nu le venea să priceapă ce înseamnă cuvântul iuțeală. E noțiunea de viteză. Eu cariera am început-o în 1969. 69-73, mie mi-au plăcut trenurile. În 69 am plecat la școala profesională de meserii, la Craiova. Am fost electromecanic, locomotive, diesel și electrice. În 73 am terminat, am fost repartizat la depou de locomotive Roșiori și când am ajuns în depou nu exista niciun diesel, nicio electrică, numai locomotive cu aburi și motoare. Din electrician am învățat și locomotive cu aburi. Am ajuns să remorc trenul de călător cu locomotive electrice. Am făcut și la locomotive hidraulice, locomotive diesel. M-am întors, că asta e viața noastră. Noi doi suntem adepții locomotivelor cu abur. Deci aici, dacă nu știi să faci meserie... Obsedați! Nu te suportă locomotiva. Numai să știi să faci meserie și să-ți placă. Cea mai mare bucurie pentru noi a fost în 2007, făceam cu locomotiva Pacific secția Brașov-Zărnești. Și din 1 iunie 2007 a venit o clasă de copii, de ziua copilului, i-am transportat cu trenul de la Brașov la Zărnești. Și când am ajuns la Zărnești, să viziteze locomotiva. Aveau educatoare și învățătoare ca să vadă cum merge focul, cum... Era funcțional la locomotiva. Primul cadou care l-am dat la fiecare copilaș, cât o bucăță de cărbune, să aibă suvenir. Al doilea, Gică, făcea așa pe ăsta și vârterea pe față. Când ajungeau jos, ei se râdeau unul de altul. Alții mai curajoși veneau, iar pe partea asta, că venea așa un flux de copii pe partea de față. Cum îi vedea Gică că era murdar, tu dă-te jos că ai mai fost. Să vie toți, să treacă tot, să vadă sistemul. Și mulțumirea lor să vedească că ajung aici și trage de fluier. Arată un pic fluier. Și toți care au trecut au pasat pe fluier acolo. Fiecare copilaș. Când le vezi, zâmbetul este ceva incredibil. Pe aici există 150.000 care locomotivă de marfă, 230 locomotivă de călători. La Târgu Mureș mai avem o locomotivă 230 de tot de călători. 231. Da. Pacificul care tot de călători, fabricat în Germania. Și mai avem o locomotivă unicată în Europa, 140-117, o locomotivă fabricată în Philadelphia în 1920.
în Germania, în Austria, în Ungaria, în Cehia, peste tot. Deci cehii au, ungurii au locomotive cu aburi care fac trenuri turistice din Budapesta la lacul de Balaton. Au un depou care e mare nostalgia, unde se țin și concursul de locomotive cu aburi. Ce există în spate se numește tender, deci e rezerva de combustibil, unde se află 24 de metri cubi de apă, 4 tone jumate de păcură și 7 tone de cărbun. Ce este în față este cazanul locomotivii. În cazanul locomotivii mai există 9 tone de apă. Ca să o punem în presiune, se introduce lemne în focarul locomotivii, se umple locomotiva cu apă la nivelul, peste nivelul minim, aproape de nivelul maxim, se dă foc la lemne și atunci apa fierbe și la 100 de grade se transformă abur. Când ajunge la presiune la cel puțin 2-3 bar la manometru, atunci începe să plece suflerul, injectorul de păcură, că avem singe. Deci e locomotivă cu ardere mixtă, și cu combustibil lichid și cu combustibil solid. Ea e funcțională, dar acum trebuie făcute mici reparații pentru a pune în presiune. Deci prelungirea de cazan, care se face la 4 ani, și mici reparații, boltă de cărămid, de mici reparații care le facem noi. Locomotiva cu aburi e mai complexă decât dieselul sau electrica. Aici nu lucrăm la butoane. Aici dacă nu știi să folosești presiunea aburului din cazan în cilindru, nu mergi cu trenul. Și ce zis un bătrân odată? Locomotiva cu abur nu suportă oameni proști. E de jos. Deci dacă nu folosește rațional și cărbunele, și păcura, și presiunea aburului, în funcție de declivitatea căi ferate, de așa, pierde din presiune, din pierde din puterea locomotivei și consumă combustibil degeaba. În primul rând, se alimentează locomotiva, cazanul locomotivei cu apă. Trebuie să trecem de nivelul minim, până la jumate, da? La jumatea sticlei. Asta e o operătoare. În cazul când sticla asta se sparge, robinetele ăștia, locomotiva fiind sub presiune, tot aburul iese aici. Și poate să ardă pe... se pune la loc. Apărătoare. Apa e asigurată. Punem apă și începem să alimentăm cu lemne pentru foc. În unele zone unde este gaz metan, se pune arzător cu gaz și facem presiune. Până la nivelul 12, unde este ceasul ăsta cu linia roșie. Este timbru cazanului. Asta suportă cazanul presiunea de 12 atmosfere. După 12 atmosfere, locomotiva poate fi pusă în funcțiune. Mecanic, fochistul are rolul de a alimenta în timpul mersului cu cărbuni și robinetul. Ăsta e suflerul. În cazul când iese fum aici, se deschide suflerul. Este un robinet care are rolul de tiraj forțat. Trage fumul prin camera de, prin țevile de fum în camera de fum și înspre exteriorul locomotivei, înspre coș. Când, pentru a limita consumul, se închide. Se închide. Atunci și stă în repaus, când stăm în gări. Alimentarea cu apă se face din robinet, de aici. Are un injector jos, sub locomotivă. Se deschide robinetul, trece apa din tender pe o conductă, trece înspre alt robinet, se numește capelă, pe cazanul corpului locomotivei, se desface robinetul din parte de aici. Se desface robinetul, aburul din cazan ajunge în injectorul de apă și printr-un procedeu, numindu-se procedeul Bernoulli, apa intră într-un injector, pe mijlocul injectorului trece aburul sub presiune și antrenează apa cu supresiunea cazanului și duce, și fiind mai greu apa cu aburul decât aburul din cazan, pătrunde în cazan. Se alimentează locomotiva cu abur, cu apă. Și atunci se menține linia, nivelul maxim în cazan. Și de acum încolo, dacă se defectează partea aceasta, mecanicul are și el partea lui. Tot așa, robinet,
de ăsta și trage și pe cealaltă parte. În momentul când impecatul a dat plecarea trenului, mecanicul duce schimbătorul de mers în poziția înainte, a dat un semnal de fluier și atunci deschide regulator. Avem aici, avem frână automată care frânează automat trenul, iar aici avem frâna directă a locomotivii. Când locomotiva circulă izolată, se poate frâna și când frâna cu frâna directă și cu frâna automată. Acolo avem vitezometru care ne indică viteza de circulație a trenului. Robinetul ăsta, îl deschidem și are un compresor de aer. Pompa de aer, care produce aer pentru frânarea trenului. Pe abur. Și funcționează în rezervoar. Aici avem nisipar, un caz în care e rouă pe șină, dăm nisip la șină și ca să nu patineze. Aici e fluierul, egalizatorul, că fără ăsta nu pleacă locomotiva, care e tot pe bază de abur. Aici avem clapele de la cenușar. Hai Ioane, ia cana și hai să mungem, că nu se mut. Trebuie să plecăm cu trenul. Hai, repede, că și eu fac revizia, tu unge locomotiva, repede. Completează acolo Ioane și hai ca să facem și focul pe urmă. Gata, mi-am zis că a dat drumul la Zilele trecute, într-una dintre călătoriile cu trenul, am cunoscut un personaj fabulos. Am povestit despre ceferiști, despre trenuri, despre călători. Numele lui e Ilie Dobrițan și e șef de tren. Domnul Dobrițan, călătorie plăcută. Mulțumesc. Ne vedem în tren, să fiți sănătos. Mare personaj. Mulțumesc. Mare om, mare caracter. Mulțumesc. Spor la treabă. Păi, salut cu respect. Toate bune. Toate cele bune, numai bine. Un conductor de tren pur și simplu nu se ocupă doar cu verificarea legitimațiilor de călătorie, a biletelor. Are mult mai multă responsabilitate decât vă așteptați. Ca conductor și ca șef de tren, funcția mea este de șef de tren, răspund mai mult de siguranța circulației, printre care distribui activitatea comercială a conductorilor din subordine. Aveam vârsta de 19 ani când am ieșit conductor, când am terminat școala de conductori. Am 27 de ani pe tren, ca conductor, respectiv șef de tren. Știți, este o plăcere să vezi azi un oraș, mâine un alt oraș, astăzi să vezi marea și pur și simplu să ai comandă peste două zile să vezi muntele. Și împăcarea aceasta sufletească când vezi călătorii că sunt mulțumiți că i-ai dus cu bine. Mulțumesc din suflet că am o familie superbă. Datorită ei cred că am rezistat în slujba aceasta, că m-a înțeles. Avem prezențe la 2 dimineața, la 3 dimineața, seara la 22. De exemplu, noaptea de revelion lucrez. Sunt de serviciu. Bună ziua! Vă rugăm legitimație de călătorie. Mulțumesc! Când am ieșit conductor, mi-amintesc că nu aveam lumină în tren. Pur și simplu, după pornirea trenului, aveam lumină doar pe culoarul vagonului. Și așa erau vremurile. Pe când acum, călătorii mă întreabă, Wi-Fi aveți? Vă funcționează internetul? Câte persoane? 10-23, da? O să am rugămintea să mi prezentați ca să nu deranjăm pe ceilalți, da? Da. Toți! Toți! 1, 2, 3. Ok. A, care bine! Mi-amintesc când am ieșit conductor în 89. Era o mândrie pentru mine când am pus această geantă de gât și
călătorii șeful, domnul șef, nu știu, erau mult mai respectoși. Mi-amintesc că chiar lucram cu un coleg care nu mai este printre noi. Nu existau telefoane mobile, nu puteam vorbi prin stație. Alergând spre mine, spunându-mi, vino repede că naște o doamnă în tren. Nu știam ce să facem. Eram, vă dați seama. Și pur și simplu, în călăraș mergeam cu trenul acela, acum vreo 20 și ceva de ani. A venit salvarea și după care doamna respectivă ne căuta să dea numele unui copilului, unuia dintre noi, că am fost salvatorii ei, așa zici. Eram contra în interregiu de serviciu, între București și Brașov. Am început controlul legitimațiilor de călătorie. Luam biletul, mulțumeam, le uram o seară frumoasă, fiind un tren de după amiază, printre care un călător. Pur și simplu îi dau binețe, îl salut și cer biletul, legitimația de călătorie. Abonament. Fiți amabili, prezentați-vă, rog. Măi, nu vezi că eu am treabă, îmi citesc mail-ul, vină după ce îmi citesc mail-ul. Și că s-a văzut de dimineață, s-a verificat de dimineață. Pur și simplu m-a lăsat fără replică. Deci sunt și astfel de oameni care pot să, trebuie să ai un psihic de oțel, să zic așa. Călătorul ideal, cel puțin așa îl consider eu, ar fi să aibă puțin respect și știți cum, mie îmi place, domne, am locul respectiv, am locul numărul 65, la vagonul 1, de exemplu. L-am găsit curat, cât de cât, să las în aceeași stare cum l-am găsit. Sunt mulți, avem coșuri de gunoi unde să-și depoziteze. Poftim, își lasă resturile alimentare, lasă cum n-ar trebui să lase. Iar călătorul ideal mi-ar place să lase același loc, să aibă acel respect față de persoana, față de mine, de ceilalți călători. Nu știu, eu merg pe principiu, respectă-mă să te respect. După fiecare stație, chiar dacă nu avem urcare sau coborâre, noi trecem, să știm că publicul călător este în siguranță. Posibil să aibă cineva nevoie de un medic, de un doctor, i s-a făcut rău. Noi suntem primii care luăm legătura și ajutăm acea persoană. Asta este jobul nostru, serviciul nostru. Și dacă nu l-ai face cu drag, mai bine să nu-l faci deloc. Una dintre cele mai căutate meserii la ora asta în România e cea de mecanic de locomotivă. Sute de oameni se înscriu în fiecare an la cursurile de specialitate, deși cei care găsesc de lucru în domeniu se numără pe degete. Cei mai mulți speră la un loc de muncă în străinătate unde transporturile feroviare încă sunt pe profit. Acum 25-30 de ani să fii ceferist era un lucru important și intrai destul de greu în meseria asta. Un mecanic de locomotivă era cineva care făcea o meserie importantă. Cineva că sunt aproape 900 de kilometri de cablu, dacă s-ar pune cablu cap la cap, pe o locomotivă electrică. Ca orice meserie, trebuie să o practici cu plăcere. Dacă nu o practici cu plăcere, devine chinuitoare la un moment dat. Tentații, ai o satisfacție sufletească în momentul în care ajungi la punctul terminus al cursei, și ajungi în bune condiții și fără întârzieri și mai trece cât un călător și spune mulțumim domn mecanic și lumea se uită pe peron. Îl cunoaște toată lumea pe mecanicul ăsta, adică familia și nu numai familia, și prietenii trebuie să înțeleagă pasiunea asta până la urmă.
Și mi-aduc aminte de tatăl meu, care a fost tot mecanic de locomotive și... Da. Liber. Și îmi spunea tata înainte să mă însor. Și fii atent, trebuie să-ți găsești o soție care să te înțeleagă și să te sprijine. Dacă nu ai sprijinul psihic, sufletesc acasă, e foarte greu. E foarte greu pentru... Și greutățile astea se reflectă în actul muncii până la urmă. Locomotive electrice, locomotive diesel electrice, locomotive diesel hidraulice, cele care sunt în parcul depoului București Călători. Mai sunt și trenurile automotoare de zero, care sunt separate, remiza automotoare. Cu trenurile acelea nu am mers și mai sunt ramele electrice tot așa, separat. Un bord modernizat se bazează pe modelul vechi, dar are niște are informații care sunt mai complete decât la bordul anterior. Mă ajută pe mine să cunosc starea tehnică a locomotivei în orice moment. Vă dați seama că trebuie să fiu atent și la circulație, semnale și la comunicările făcute de colegii mei, plus sau în mare parte, mai ales informațiile date de locomotivă. Și în funcție de informațiile date de locomotivă, exploatăm și noi locomotivele mai departe. Te rog frumos, vorbește cu băieții să ia locomotivele astea de aici din față, să ne putem mișca și noi. La, e un 303 și mai este una în fața ei, te rog frumos. De aici, din pasaj, Gabi. Din pasaj, Gabi. Bine, imediat, ai ghis acasă. Trenul este un mijloc de transport sigur. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă meseria decât dacă cu adevărat simte că are aptitudini și cumva, dacă cumva are și pasiunea pentru așa ceva. Altfel, ca să faci meseria doar de nu știu, pentru venituri sau să te numești mecanic de locomotivă, nu sfătuiesc pe nimeni, v-am spus. Am un băiat mai mic și că cel mare nici nu vrea să audă, dar cel mic a zis că el se face când va fi mare, vrea să devină tot mecanic de locomotivă. Acum vom vedea. Tatăl meu a venit la calea ferată în urma unui anunț în ziar. În 72 s-a dat un anunț în ziar că se pornește o școală de mecanici. Tatăl meu a citit ziarul. Ce ar fi să mă duc și eu să fac școala de mecanici? Am făcut școala de mecanici. Până a ieșit la pensie, în 2009, tot a fost mecanic la Călători. Vedeți, noastră meseria se bazează pe foarte mult noroc, inspirație, transpirație și apoi știință. Înainte de a trece, de a lucra efectiv pe locomotivă, eram ca și călătorul. De ce se mișcă așa de greu? De ce merge trenul greu? De ce nu se întâmplă nimic? De ce? Însă după ce am urcat pe locomotivă și am mers efectiv în conducerea trenului, a intervenit pe urmă cumva mă gândeam, în ce zonă este trenul, cam ce restricții sunt, cam ce limitări sunt. Ar trebui să se oprească, ar trebui să meargă mai tare, ar trebui să meargă mai încet și se întâmplau toate acestea și atunci nu mai eram ca și călătorul. Asta este controlerul, este, ca să spun așa, dă puterea mașinii. Deci mașina, locomotiva este pornită de pe loc cu ajutorul acestui aparat.
viteza impusă. Locomotiva asta este modernizată și permite, locomotiva are calculator și permite să impună o anumită viteză care este menținută de calculator și calculatorul știe când trebuie să meargă, să tragă un pic mai tare locomotiva sau când trebuie să frâneze. Asta este frâna principală, e frâna trenului, e frâna fără de care nu s-ar putea deplasa trenul. Asta este frâna directă, e frâna locomotivei, frâna mecanicului, e pentru deplasările ușoare, pentru oprire la punct fix. La mine nu intervine rutina pentru că iau tren, fiecare tren ca o unitate în parte. Aceeași locomotivă nu se comportă de două ori la fel. Intervin condițiile atmosferice, intervin condițiile tehnice ale trenului, intervin mai multe. Trenul nu se comportă, același tren nu se comportă de două ori la fel. În momentul în care s-a semnat cumva contractul între Spania și România, am avut propuneri să plec, dar cumva au intervenit motive de natură familială. Adică aveam copii mici, eu eram tânăr la început de carieră, unde mă duc în țări străine? Și pentru ce? Când se poate practica foarte frumos și în țară. Bietul tata, pe vremea aceea se lucrau câte 200 și de oră pe lună. Și vă dați seama, cel puțin pe timp de vară, când sunt atâtea trenuri sezoniere, venea acasă, dormea, se îmbrăca și pleca. Venea acasă, dormea, se îmbrăca și pleca. Poate n-am ajuns pe unde a ajuns tata, însă am ajuns să conduc tipuri de locomotivă care sunt mai sus decât ce a condus el, din punct de vedere tehnic. Deci, sala mașinilor, unde sunt grupate toate agregatele ce dau putere mașinii, care ajută locomotiva să se deplaseze. Da? Blocurile de comandă de la motoare de tracțiune. Locomotiva are 6 motoare de tracțiune, câte un motor pentru fiecare osie. Și sunt blocurile de comandă de la motoare de tracțiune, câte 6. Aici avem grupul redresor de la pentru motoare de tracțiune cu tobele de ventilație, ventilație forțată. Deci motoare de tracțiune sunt răcite cu ventilația forțată, cu practic cu aerul tras din atmosferă și funcționează ca un cooler. Aruncă tot aerul rece pe motor și atunci se răcește. Mai departe avem panoul de frâne de resupt aici, iar aici avem panoul de frâne și aici avem cuva de la rezistența de frânare. Locomotiva frânează și electric și în momentul în care frânează electric se disipă pe rezistența de frânare și rezistența asta de frânare practic consumă tot ceea ce locomotiva ar trebui să dea înapoi în rețea. Și atunci sunt câte 2, tot așa, pe fiecare boghiu în parte, pe fiecare cap de locomotivă. Mai departe avem același grup de redresare cu proba de ventilație. E, aici, practic, este inima, creierul locomotivei, cu calculatoarele ce deservesc locomotiva. Curentul de comandă, bateria, curentul de comandă, care pun sub tensiune locomotiva, tensiunea de 110. Asta până când locomotiva conectează și este conectată la rețeaua de 25 de kV. Aici avem inima locomotivei, camera de înaltă tensiune se numește. Tensiunea de 25 de kV intră în locomotivă și de aici, prin transformatorul care urmează, transformatorul are mai multe, transformă la 380, la 110 tensiuni
care ajută locomotiva să funcționeze. Locomotiva nu merge cu 25 de kV, dar transformă de la 25 la 380 și la 110. Mai departe, mergând, deci aici este transformatorul, transformatorul locomotivei, transformatorul principal, cum spunem noi. Aici avem grupul de ventilație de la transformator, tot așa e cu recirculația uleiului din transformator, care este răcit tot cu aer. Tot cu aerul care este suflat peste răcitoarele de ulei. Compresorul principal, compresorul care produce aerul comprimat pentru funcționarea din punct de vedere pneumatic a locomotivei și pentru conducerea trenului. După care urmează o simetrie între boghiu 1 și boghiu 2. Vedem același grup de comandă al motorului de tracțiune. La diesel, de exemplu, motoarele sunt grupate câte două. Motoarele de tracțiune sunt grupate câte două. La electrică sunt separate. De exemplu, ai o problemă cu un motor de tracțiune, nu e nicio problemă, se izolează motorul respectiv, îți rămân 5 motoare de tracțiune. De aceea, locomotiva electrică este mai fiabilă, ca să zic așa, mai bună din punct de vedere tehnic decât dieselul. Dieselul, bine, dieselul până la urmă are și o viteză de deplasare mult mai mică și implică alt mod de manipulare, de exploatare a locomotivei. Bilete, da? 18 lei și 50 de bani. Așa, da, sigur, ăsta e. Poftiți biletul. Mulțumesc. La revedere, doamnă. Ce mai faceți? Bine, mulțumesc. Am fost și la colega dumneavoastră de la informații și am întrebat-o dacă se enervează. Vă enervați vreodată? Da, ziceți pe cinstite. Pe cinstite, da, dar încercăm să ne păstrăm pe cât putem calmul, că altfel ne ieșim din fire. Ce am face aici? Am început să exagerăm cu toții. Corect. Și nu și are rosturi. Se face o școală anume pentru meseria pe care o faceți? Da, sigur că da. Ce învățați la școala aia? Exact, să dăm bilete. Teoretic. Practic aici, abia aici, aici vedem exact cum se dau biletele, un curs înainte, toate pregătite. Vine tot soiul de lume, sunt tot soiul de oameni, oameni foarte diferiți. Așa este. Cum reacționați când omul nu știe exact unde merge? Încercăm să-l ajutăm să obținem cât mai multe informații pentru a-i completa ruta, pentru a-i completa oferta, ce avem să-i oferim. Ce e mai convenabil pentru domnul și așa mai departe. Se întâmplă să existe vreo localitate în care cineva vrea să ajungă și dumneavoastră să nu știți? Sigur că da, e normal până la urmă, dar ne confruntăm cu calculatorul. Și atunci el ne dă toată ruta și exact, dacă există stații de cale ferate exact în localitatea unde domnul dorește să ajungă. Nu e cel mai elegant să întreb o doamnă câți ani are, deci nu vă întreb așa, dar vă întreb câți ani aveați în 1989? Puțin, vreo 6-7. Se zice așa, că s-a dus cineva la o casă de bilete și a cerut un bilet până în principiu. Da. Doamna care lucra în locul dumneavoastră a spus, n-am auzit de localitatea asta, nu pot să vă dau un bilet. La care călătorul a spus așa, trebuie să ajung acolo pentru că a spus toarșul Nicolae Ceaușescu că în principiu sunt de toate și mă duc să fac niște cumpărături. Cam așa. Să rămână, mulțumesc foarte frumos, aveți spor în ce faceți. Bine. Ce mie? Mi-a părut bine, la revedere. Mulțumesc frumos. Cam asta a fost povestea de azi. Dar gările, oamenii,
comunitățile din jurul gărilor din România mai au încă foarte multe povești de spus. Să aveți un an bun și vesel și să fiți sănătoși. La mulți ani!